Inspectoratul General pentru Imigrare a pus la dispoziția cetățenilor din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Confederația Elvețiană, Țări Terțe și persoanelor juridice aflate pe teritoriul României un portal de depunere online a documentelor privind regimul străinilor și al cetățenilor comunitari. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Salaj, aplicația contribuie în mod semnificativ la creșterea eficienței în rezolvarea cererilor adresate structurilor de imigrări din toată țara. Prin lansarea acestui serviciu, Inspectoratul General pentru Imigrări oferă aplicanților oportunitatea de a face dovada îndeplinirii condițiilor legale prin încărcarea online a documentelor justificative înainte de prezentarea la birourile de lucru cu publicul. Documentele sunt verificate de operatori care asigură un feedback online și programează solicitantul la o dată și o oră stabilite pentru a se prezenta la ghișeele special amenajate și dotate în vederea preluării datelor biometrice și a confruntării documentelor originale. Noua aplicație oferă utilizatorului posibilitatea de a verifica online în orice moment statusul cererii sale, iar termenul legal de soluționare al acesteia începe de la data prezentării la ghișeu. Persoanele al căror drept de ședere expiră în cel mult 30 de zile de la data transmiterii online a cererii de prelungire a dreptului de ședere sunt obligate să se prezinte la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări înainte de expirarea acestui termen, au menționat reprezentanții IPJ Salaj. Portalul poate fi accesat din site-ul public al Inspectoratului General pentru Imigrări și pe această cale reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări invită solicitanții să utilizeze noua aplicație pentru a beneficia de servicii publice eficiente și rapide. Metoda de lucru lansată urmărește și scurtarea timpului de așteptare în fața ghișeului și eficientizarea produsului de preluare a cererilor.